Da, domnule Nica, scenariile care au curs astăzi erau așa, de la o nouă propunere, Daniel Băluță eventual sau Robert Negoiță care să ia locul domnului Cârstoiu, dar dacă se retrage Piedone, convins și el cumva, prin cine știe ce argumente, târguri, trocuri, să renunțe. Varianta în care PNL-ul zice, domnule, n-avem ce facem, acum e prea târziu, cum zice iată și domnul Zetea, mergem înainte că n-avem de ales. Ce a rămas după toate astea? Hai să vedem ce mai, ce mai poate fi în discuție. Dezmințirea a rămas și o susținere a candidaturii lui Cătălin Cârstoiu, până la coadă. Adică nu văd cum s-ar putea ca un candidat, ați sugerat noastră foarte finuț, un candidat cu experiență în administrație, bănesc că ne gândim cu toții la domnul Popescu Piedone, însuși la alt partid, nu e în alianță PSD-PNL. Ar fi destul de greu. Deci și varianta asta să-l susții pe Piedone e pică. Nu văd cum. Eu nu văd cum. Da, știți că se vorbea, existau aceste semnale că PSD-ul ar putea să susțină mai din umbră, mai nu pe domnul Piedone. Deci eu sunt convins că meciul aceste... final va fi între Cătălin Cârstoiu și Nicușor Dan. Ăla e meciul, eu așa-l văd. Pentru că domnul Zetea spunea un lucru și eu îndrăznesc să-l cred. Se va mobiliza aparatul de partid și, și primarii de sector, până la urmă. Chiar dacă lucrurile au fost mai dificil de pus în operă, e vreo nemulțumire aici cu primarii de sector? Apropo de dificil de pus în operă? N-aș putea să vă spun că nu, numai ce văd în presă. E vreo nemulțumire, domnule Zetea, că înțeleg că li s-a fost un reproș și pe partea asta. Domnule, nu trageți destul pentru candidatul mai puțin cunoscut? Nu, eu vă spun că eu nu cam mare încredere. Îi cunoașteți pe primarii de sector, cel puțin ai Partidul Social Democrat. Eu pe domnul Ciucu nu-l cunosc atât de bine, nu pot să vorbesc despre el, dar primarii de sector a Partidului Social Democrat sunt oameni harni. Și domnul Negoiță și domnul Băluță sunt oameni care dacă au spus public sau în privat că te susțin, sunt oameni care nu te mint, se uită în față și spun adevărul. Așadar o să-i vedeți și cred că i-ați văzut deja în stradă, alături de candidatul pe care coaliția îl susține, medicul Cătălin Cârstoiu. Bun, i-am văzut pe candidații ăștia, doamna Prună, dar i-am văzut în același timp 3 din 6, cumva, de la sectoare, sunt în postura să, cum să spun, să facă mai degrabă pe ei cunoscuți în momentul ăsta. Hai, nu 3, 2, nu? Deci domnul Tuță la 1, domnul Hopincă la 2, la 5, uite că sunt 3, cu domnul Vigheciu, până să-l ajute pe Cârstoiu, ar trebui să se ajute pe ei înșiși, nu? Să capete și ei notorietate. Da, cine să tragă? Candidaturile acestea, de fapt, sunt susținute împreună de PSD și PNL, sub pretextul că, vezi, doamne, ne scapă de extremiști. Dar cine sunt extremiștii? Că, până la urmă, nu... Clotilde Armau e una dintre lui... extremiști de care vreți... Haideți, domnul Zetea, haideți că nu v-am întrerupt. Chiar v-am ascultat punctul de vedere. Nu știu, pot să zic și eu de doamna Firea, nu știu ce. Lăsați-mă să-mi spun ideea. Ați spus destul. Da. Deci, practic, aceste candidaturi pe care le susțin PSD și PNL sunt niște candidaturi neserioase, cu niște oameni care, nu știu, unii dintre ei nici nu prea știu ce au făcut în viața lor, de pildă domnul Vigheciu. Am aflat și eu de curând că candidează la sectorul 5 și vorba aceea, 3 ani de zile, eu m-am tot plimbat prin sectorul 5 și am vorbit cu oamenii și am susținut candidatura lui Alexandru Dimitriu, colegul nostru. Acum, una peste alta, da, apar niște candidaturi neserioase, inclusiv cea a domnului Cârstoiu. Adică domnul Cârstoiu se miră de ce sunt șantiere astăzi pe străzile bucureștene. Păi, pentru că au fost și anul trecut, au fost și acum 2 ani, trebuie intrat în subteran, trebuie înlocuite conducte. Pare că nu înțelege ce caută în postura aceasta de candidat. Și da, alegerile se câștigă în stradă, dar, nu știu, de pildă, domnul Rareș Bogdan cred că e purtător de cuvânt la PNL, dar doamna Firea e manager de campanie de la PSD pentru domnul Cârstoiu, dar pe doamna Firea n-am văzut-o în stradă și pare total nepreocupată de această candidatură. Sigur, nu este problema mea, pot să-și gestioneze candidatura și candidatul și candidații de la sectoare cum doresc dumnealor. Eu vă spun că da, noi suntem în stradă, vorbim cu oamenii, strângem semnături pe bune, domnul adică Zeta, așa se face Firea campanie până la urmă. Se manifestă în vreun fel așa proactiv în legătură cu sprijinul ăsta pentru domnul Cârstoiu? Măcar a început să-i spună pe nume? Eu o rog pe doamna Cristina Prună, dacă nu a făcut asta, deși sunt convins că a făcut și urmărește pe rețelele socializare, urmărește pe doamna Firea, o să verifice postările pe care le face, pozele pe care le are, mesajele. Păi nu, stai, spus, eu vă întreba, chiar nu doresc să urmăresc pe doamna Firea. Pe undeva, nu știu, să duce de mânuță cu candidatul pe la diverse
instituții, locuri și habar n-am, pe care doamna Firea ar trebui să le cunoască, nu? Că a condus asta, București. Asta știe să facă Partidul Social Democrat și asta va face pentru candidatul coaliției. La fel cum cer până la urmă și eu și colegilor de la Partidul Național Liberal să facă asta, să meargă în stradă, la fel cer și colegilor de la Partidul Social Democrat, pentru că totuși greul campaniei, mersul pe stradă, vorbit cu oamenii, cu oameni cu credibilitate în București, și le place unora, nu le place altora să recunoască, doamna Firea era dintre toți cei măsurați de către coaliție persoana cu cea mai mare cotă de încredere. Deci sprijinul său în campania electorală e absolut primordial pentru a putea discuta despre câștigul alegerilor pe București. Stelian, se mai joacă ceva după tine în toată discuția asta? Da, vezi, se joacă. Amânarea cu o săptămână? Să joacă, dacă era așa de mult entuziasm și așa de bine stătea domnul Crostean în sondaj, n-așteptai 30 aprilie, nu? Ultima zi pentru a depune listele pentru locale, pentru a-l servi bucureșanilor cu surle și trâmbițe. Domnul Crostean, din nefericire pentru domnia sa, e într-o dublă defensivă. În permanență se apără cu stângăcie, ca să fiu elegant, de toate acuzațiile care s-au arăt de una, două organizații media, adică nu e vreo campanie mediatică că l-aud pe Ciolacu vorbind de ce a făcut domnule Crostean. Domnule, să răspundă despre trecutul domniei sale. În momentul în care te arunci în spațiu public și vrei să conduci destinele cele mai mari orașe din România cu 3-4 milioane de locuitori, ai tot, știi, ești ca o cometă și toată pe partea aia din spate trebuie să fie verificată, băi nene, nu putem să o ascundem. Păi da, verificată 4 ani, că acum mă întorc și la Ani. Crstoiu zice, n-am niciun conflict, e tot în regulă. Și Ani nu zice nimic. Și atunci, tu pe cine să crezi? Sau cum să verifici instituțional adevărul acestor chestii? Până la... Adică dorm în papuci sau au un calcul strategic să tacă și nu se întâmplă nimic. E posibil. Dar până la verificările instituționale, stângăcia domniei sale, faptul că atunci când, de obicei, un lider ca ăsta, când vede o cameră, e atras de căldura ei. Pe el, când vede o cameră de la vederi, parcă l-ar de camera pe domnul Crăstoiu, că fuge. Până sunt niște simple acuzații la care trebuie să răspunde indiferent că sunt făcute cu rea credință, că... N-am văzut rea credință în poveștile astea, dar că chiar dacă ai făcut cu rea credință, chiar dacă sunt făcute de oponenții tăi, trebuie să le răspunzi că lipsa unui răspuns sau un ochi în tavan sau să lăsăm instituțiile statului. Adevărul e că niște zile la rând domnul Crăstoiu a răspuns în felul domniei sale, abrupt, mai indignat, mai calm, mai nu știu ce... După care, mă rog, a început să renunțe să mai răspundă, dar... A fost neconvingător. Deci asta e prima defensivă neconvingătoare a domniei sale. A doua este că trebuie să se apere în permanență de zvonurile astea care se întețesc în piață, întreținute de, posibil, și de tabăra doamnei Firea. Și al lui Burduja, adică iartă-mă că Burduja a visat mult la candidatura la București, da? Posibil să fie lansate de falanga asta din PSD. Să știți că eu am mari dubii în privința asta. Deci e într-o dubă defensivă și răspunsul domniei sale sunt neconvingătoare. Poate pentru mine, poate pentru alegătorii domniei sale vor fi convingătoare. Dar, revenind, o posibilă retragere a domnului Crăstoiu duce PSD-ul către prima, singura și adevărata iubire. E domnul Piedone. Domnul Piedone este prima, singura, adevărata și reala iubire. Asta că nu există, o parafă scrisă între PUSL și PSD, PSD-PNL, să fie cu iertare. Dar contractul de șantaj nescris dintre trustul de presă al domnului Dan Voiculescu și oricine de pe piața politică, care așa, este în vigoare de 20-30 de ani de când și-a făcut Voiculescu trus de presă. Bun, da, nu trebuie neapărat să-l susții pe Piedone, poți să negociezi și retragerea lui în logica asta, nu, domnule Nica? Adică să-i zici, domnule, ok, să-ți răspund... Nu pot nici să confirm, l-am urmărit cu multă atenție pe domnul Negrea și înclin să cred că există totuși ceva de desubt care e băgat cumva. Și asta e în toate campaniile. Asta pățesc și eu la Ploiești, asta pățesc și alții la Suceava, pățesc și alții la Brașov, pățesc și alții la... Explicați-ne un pic ce înseamnă. Există oameni în organizații și în partide care nu sunt mulțumiți de un anumit candidat. Totdeauna când pui un candidat în spate ai vreo... Așa se spune. Când un președinte de partid numește un candidat, obține un ingrat și vreo 100 de nemulțumiți. Probabil că anumiți nemulțumiți au trimis către anumite organizații de presă niște acuze, care de altfel, multe dintre ele au fost în presă de ani de zile.
Vorbeați de anii 2020, a mai fost o chestie cu nu știu ce studii universitare a domnului profesor și alea sunt de prin 2019. Deci nu e nimic nou, adică în afară de faptul că s-a plimbat cu metrou, unde părerea mea e că nu trebuie să plimbe cu metrou. Bun. Dar asta e părerea mea. Da, poate calculul, o să fac și o prostie da, și atunci... S-a luat în calcul chestia asta da, ca o posibilă vulnerabilitate? Asta e întrebarea. Toți candidații cineva au vulnerabilități. Cineva PSD PNL a zis, băi, circulă astea. Toți candidații pot avea vulnerabilități. Are și domnul Nicușor Dan vulnerabilități, are și Piedone vulnerabilități, are și Cârstoiu. Până la urmă, cetățeanul va analiza